Facturile mai mici la energie pot duce la salarii mai mari pentru angajați, dar și produse mai ieftine, dacă investiția în eficiența energetică este una corectă. Până la urmă trebuie să plecăm de aici. Cel mai important din punctul meu de vedere este să ne educăm. Înainte de a vă grăbi spre o investiție pentru compania voastră, apelați la un specialist pentru un audit energetic. Certificarea energetică este activitatea prin care un auditor energetic elaborează acest document tehnic informativ. Da, banii sunt o problemă, dar vă prezentăm scheme de finanțare. Există atât scheme de finanțare privată, multe dintre ele oferite de bănci, dar există scheme de finanțare venite din partea guvernului. Și găsiți în episodul de astăzi câteva idei pentru ca firmele voastre să fie mai eficiente energetic. Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Bine ați venit la Eu și Energia, podcastul care are grijă de factura voastră la curent electric. Sunt Cătălin Striblea și sunt însoțit în acest demers de Denisa Diaconu, expert la Energy Policy Group, și de Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Suntem sprijiniți de platforma Electripedia de la Enel, unde găsiți informații bune despre energie și modul în care putem plăti mai puțin. Stimați prieteni, demersul nostru de luni bune este să vă învățăm ce să faceți în casele voastre, astfel încât să plătiți mai puțin. Dar astăzi vrem să vă propunem același lucru pentru companiile voastre. Avem aici și câteva idei. Sigur, puteți aplica pentru birourile voastre ce v-am propus până acum în episoadele anterioare, dar în cazul firmelor există soluții și mai complexe. Desigur, scopul este același. Mai puțin bani plătiți la factură, dar și o atenție mai mare la lumea în care trăim. Dar nu trebuie să ne gândim doar la bani. Denisa Diaconu. E un beneficiu faptul că reduci costurile și generezi astfel un flux de venituri care poate fi direcționat către noi investiții sau către alte cheltuieli pe care le are compania. Conectat cu ideea de mai devreme, reduci vulnerabilitatea pe care o are compania în fața unor crize de felul celei pe care am trăit-o și o trăim. Reduci de asemenea vulnerabilitatea în fața volatilității prețurilor, pentru că, așa cum am văzut în ultima vreme, piețele de energie nu sunt neapărat foarte stabile și nu știm cu exactitate cum vor evolua lucrurile în viitor, așa că e o siguranță pe care ne-o pot genera măsurile de eficiență energetică. Iar dacă ai putere de decizie într-o companie, trebuie să te gândești deja că lumea se schimbă și capătă un nou set de valori. Publicul, clienții tăi te judecă după cât atenție acorzi mediului. Tu nu doar că îți reduci consumul de energie, îți reduci de asemenea amprenta de carbon. Și dacă ne uităm un pic și la clienții acestor companii, ei sunt foarte interesați de activitatea asta socială și prietenoasă cu mediul a companiilor. În momentul în care clienții aleg să fie clienții unei companii sau să cumpere de la o anumită firmă, o anumită companie, vizează inclusiv aspecte de felul ăsta. Ar putea fi o strategie, da, să investești în măsuri de eficiență energetică, tu ca companie, ar putea fi inclusiv o strategie sau un element pe care să-l introduci în strategia ta de marketing. Dacă asta ți se pare un moft, trebuie să știi că după diverse studii, o treime din publicul european este atent la amprenta de carbon. Din nou, Denisa Diaconu. Da, asta înseamnă că e un public interesat de chestiunea asta. Realmente sunt oameni mulți care se uită? Realmente, da. Mă uitam pe niște studii făcute recent. Pare să că o treime din consumatorii unei anumite firme, atunci când achiziționează bunuri, servicii și așa mai departe, se uită targetat la activitatea aceasta legată de schimbări climatice, de cât de prietenos sunt cu mediul, de cât de mult reciclează compania respectivă.
Dacă te-am convins până acum că este necesară o eficiență energetică mai mare în compania ta, hai să facem primul pas. Înainte de a lua orice măsură, este obligatoriu să faci un audit energetic, adică să evaluezi tot ce înseamnă consumul de energie în companie, de la becuri până la comportamentul angajaților. După acest audit vin și soluțiile. Cătălin Lungu este chiar auditor energetic. Trebuie, în primul rând, să distingem din punct de vedere al termenilor. Certificarea energetică este activitatea prin care un auditor energetic elaborează acest document tehnic informativ. Auditul energetic este, de fapt, un raport care se face doar în momentul în care se urmărește reabilitarea energetică a acelei clădiri. Atunci când un auditor are de realizat un astfel de raport de audit, în primul rând trebuie să se ducă pe teren, să releveze clădirea, să facă o comparație între realitatea din teren și eventual documentele tehnice de care acea clădire dispune, după care se retrage în birou și, cu sau fără ajutorul unui soft, va calcula estimativ consumurile de energie ale acelei clădiri. Este foarte important să menționez faptul că aceste valori care sunt înscrise în certificatul de performanță energetică nu sunt valorile de consumuri reale, ci sunt niște valori estimate în anumite condiții de funcționare ale acelei clădiri. Diferențele dintre valorile din certificat și valorile pe care le văd consumatorii la contoare sunt uneori foarte mari și asta se datorează sau este cauzat de condițiile foarte diferite și reale în care clădirile funcționează. Iată un exemplu de ce se verifică într-un centru turistic. Într-adevăr, sunt multe aspecte de analizat, le-aș categorisi tot în două mari clase, și anume soluțiile pentru anvelopă, respectiv soluțiile pentru sistemele tehnice. Putem să găsim și acolo probleme legate de, spre exemplu, ferestrele care nu sunt etanșe. De asemenea, dacă e vorba de sisteme tehnice, analizăm toate subsistemele acestor sisteme tehnice, adică, spre exemplu, sursa de energie, cazanul, chillerul, dacă sunt eficient energetic, dacă au randamente corespunzătoare, apoi sistemul de distribuție a agenților termici, căldura, frigul se transportă prin conducte, de asemenea partea de preparare și consum a apei calde de consum, sistemele de iluminat care sunt foarte importante, putem să întâlnim surse de iluminat cu incandescență care consumă, știm foarte bine, mult și pe care putem să propunem să fie înlocuite cu surse de tip LED. De asemenea, partea de ventilare care este extrem de importantă, mai ales la clădirile publice în care pot să intre și centrele turistice. Este posibil ca unii dintre voi să fi văzut la intrarea în diverse clădiri mici plăcuțe care să spună cât de eficient este imobilul din punct de vedere energetic. Iar dacă ești atent, o să vezi că aceste clasificări nu seamănă unele cu altele. De ce? Pe lângă aceste obligații pe care le au companiile, există și multe alte scheme de certificare voluntară pe care multe companii vor să le aibă. Practic, ele sunt niște acreditări oferite de terți specializați care vin și analizează clădirea, activitatea companiei, modul în care se desfășoară efectiv activitatea în interiorul companiei și se uită la aspecte precum consumul de energie, eficiența energetică, cum își gestionează deșeurile, se uită la calitatea clădirii, dacă este izolată. Sunt foarte multe alte aspecte care contează și dacă sunt îndeplinite toate aceste condiții, primește această acreditare. Dar de ce folosim clasificări diferite în întreaga Europa? Sunt cam trei la număr și să vedem ce este fiecare. Foarte multe dintre ele au această etichetă care atestă faptul că fac parte din certificarea BREEAM sau LEED sau Passive House și așa mai departe.
Ce înseamnă? Adică de ce sunt trei categorii? Sunt diferite? Nu sunt neapărat trei categorii. Putem să le comparăm cu eticheta energetică. Okay. Ele, în mare parte, spun același lucru. Au în vedere cam aceleași condiții, cam aceleași elemente. Ele s-au generalizat pe diverse piețe. De exemplu, BRIM e foarte cunoscut și foarte utilizat pe piața din Germania, în timp ce LEED a devenit mai degrabă folosit pentru piața din UK. În România o să întâlnim cu precădere BRIM la clădirile de birouri. Prieteni, stați un pic. Ceva mai devreme, Denis a rostit cuvântul obligații. Păi cum? Ce obligații mai are o companie aici? Uniunea Europeană are un sistem soft de micșorare a consumului de curent electric. Ea cere companiilor să atingă ținte de consum din ce în ce mai mici, dar, atenție, nu impune praguri. Din nou, Denis Adiaconu. Companiile trebuie să implementeze măsuri de eficiență energetică astfel încât să atingă o țintă la nivelul companiei și să-și crească eficiența energetică constant, regulat. Asta e foarte interesant. Deci există o obligație ca să faci lucrurile astea. Există, da. Adică, cum ar putea să sune obligația asta? Uite, consumați atât curente, dacă ai business-ul cu tare, de mărimea cu tare, să consumați un parametru ăștia? Să-ți reduci cu un anumit procent consumul de energie primară, energie finală, lucruri de genul ăsta. O să revenim la soluții mai pe larg. Acum merg la Laurențiu Brumaru, Head of Business to Business la Enelix. La zona de iluminat, de exemplu, pentru că iluminatul, în cazul acesta, dacă vorbim de birouri, iluminatul are o pondere destul de importantă în zona asta de consum și e important atunci la fel să avem niște corpuri de iluminat, iluminate LED, da, un iluminat eficient, care au un consum cât mai redus. Apoi, tot ce înseamnă partea asta de senzoristică și control, în momentul în care a ieșit dintr-o cameră, el să se stingă, să se aprindă în funcție de senzorii de mișcare sau de prezență care sunt în zonă. Apoi, este foarte important să înțelegem și să ne facem, apropo de iluminat, să avem niște zone pe care le iluminăm într-un anumit fel, de exemplu holurile se iluminează într-un alt fel decât se iluminează efectiv zona de birou și atunci e foarte important să avem niște specialiști și să apelăm la niște specialiști care ne pot ajuta în asta. Și instalarea unui sistem fotovoltaic se pretează în special, să zicem, în zonele de industrie, în fabricile care consumă, sunt energofage, consumă foarte multă energie, în special electrică, și care au totuși niște spații generoase la dispoziție, fie că vorbim despre o suprafață de acoperiș, fie că vorbim despre o suprafață de teren. Acum că trecem mai departe și vorbim și de industria puțin mai mică, atunci trebuie să o optimizăm maxim în ce sens? În sensul în care, dacă nu avem o suprafață foarte mare în care să putem să instalăm panouri fotovoltaice, să optimizăm cu un sistem de stocare și să optimizăm cu un sistem de monitorizare al consumului de energie și al producției de energie, un sistem de, spunem noi, de management al energiei, astfel încât energia care este produsă din acel sistem fotovoltaic care nu are o capacitate foarte mare, așa cum spuneam, hai să luăm în calcul, să spunem așa, o companie care nu are mult spațiu să instaleze aceste sisteme și atunci un astfel de sistem de management al energiei te ajută să optimizezi cât mai mult investiția. Și mare atenție înainte să vă încumetați la o investiție pentru a crește eficiența energetică. Cu necorelarea dintre profilul de consum și profilul de producere al centralei fotovoltaice, din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală astăzi. Și ajungem să instalăm centrale fotovoltaice care produc mai mult decât ar fi nevoie și la un moment dat s-ar putea să nu fie destul de eficient să injecteze energia în rețea și vorbesc aici în special de centrale fotovoltaice cu capacități peste 400 kW. Un lucru important pentru instalarea pe acoperiș a centralelor fotovoltaice. Foarte important, am întâlnit acea analiză cu încărcarea maximă ce poate să fie expertiza tehnică care ne spune care e încărcarea maximă ce poate să fie suportată de acoperiș și ajungem să contractăm, ajungem să livrăm și ne trezim că din diverse motive, într-un final, că acoperișul nu poate să susțină total capacitatea pe care noi am propus-o și atunci e un mare deranj și o mare problemă. Și o a treia problemă din punctul meu de vedere este, deși poate că cu asta ar fi trebuit început, tratarea într-un mod simplist a părții de racordare. Trebuie să înțelegem că un sistem fotovoltaic nu înseamnă astăzi doar instalarea unei structuri pe care se montează niște panouri și apoi niște invertoare și producem energie, ci trebuie să înțelegem că ca să ajungem să putem să injectăm în rețea sau să ajungem să putem să producem și să producem într-un mod legal, foarte important, este că trebuie să obținem un aviz tehnic de racordare care implică anumiți pași. Și de multe ori tratăm, am observat la clienții noștri că tratează într-un mod superficial acest lucru. Laurențiu Brumaru,
sigur mulți dintre voi vor sesiza aceeași problemă, banii. Pentru companie este infinit mai greu decât pentru un cetățean să facă aceste investiții, pentru că limita de sus este nesfârșită, practic. Din nou, Denisa Diaconu. Rămâne aceeași problemă ca în cazul consumatorilor casnici, și anume investiția. Să renovezi și să investești în măsuri de eficiență energetică pentru o companie implică niște resurse și un buget considerabil. Bineînțeles, în funcție de măsurile pe care le ai tu în vedere. Poți să fii mai rezervat și să faci doar mici modificări de eficiență energetică în compania ta sau poți să mergi înspre cele mai avansate tehnologii și să automatizezi și să digitalizezi multe dintre aspectele din companie. Vestea bună însă, spune Denisa, este că există scheme de investiții atât de la stat cât și de la bănci. Există atât scheme de finanțare privată, multe dintre ele oferite de bănci, dar există scheme de finanțare venite din partea guvernului. De altfel, anul trecut, MIPE a lansat o schemă de eficiență energetică pentru întreprinderi mari și IMM-uri, dar pentru mine, cred că dificultatea e mai degrabă la IMM-uri, când ești o companie mare și resursele sunt ceva mai mari. Dar revenind la această schemă de eficiență energetică pentru companii, astfel încât ele să investească în măsuri de eficiență energetică sau chiar în surse de energie regenerabile, ministerul oferea sume de la 50.000 de euro până la 500.000 de euro companiilor să-și retehnologizeze, să modernizeze fie clădirea, fie utilajele sau echipamentele pe care le foloseau. Și haideți să vorbim și despre soluțiile pentru firme. Avem mai multe tipuri, de la automatizări la interior până la panourile fotovoltaice. Dar care ar fi primul pas? Mă întorc la Laurențiu Brumaru, Head of Business to Business la Enelix. Cred că cel mai important este, până la urmă, educarea personalului, astfel încât să, cum să zic, acel principiu prin care e bine ca la momentul în care ai plecat, să zicem, dintr-o încăpere să stingi lumina, dacă nu ai un sistem, de exemplu, de senzori acolo, care să simtă lipsa prezenței și atunci să facă automat acest lucru, acel folosirea întrerupătorului prin a stinge și a aprinde lumina contează foarte mult. Deci, până la urmă, trebuie să plecăm de aici. Cel mai important, din punctul meu de vedere, este să ne educăm. Și să știi că la final poți implementa aparatură care măsoară nu numai eficiența echipamentelor și a clădirii, dar chiar și comportamentul angajaților. Denisa Diaconu. Sunt niște echipamente care te ajută să îți monitorizezi consumul la nivel de companie, fără să mai fie cineva care să facă muncă manuală și să se uite la facturi. Există sisteme de management al energiei foarte avansate care îți permit monitorizarea și controlul consumului, oferindu-ți date în timp real pe care tu le poți folosi să înțelegi mai bine cum să-ți ajustezi comportamentul și comportamentul angajaților tăi, astfel încât nu doar prin elementele, nu știu, statice pe care tu le-ai inclus în companie, da, echipamente mult mai moderne, toate investițiile pe care le-ai făcut în eficiență energetică, ci și prin comportamentul angajaților, pentru că și ei trebuie să fie educați în spiritul acesta al eficienței energetice. A. Și pentru că am pomenit de panourile fotovoltaice, este o ocazie bună să vă amintim că de pe 19 mai, persoanele fizice se pot înscrie pentru a beneficia de finanțare prin programul Casa Verde Fotovoltaice. L-am rugat pe Mihai Bucureșteanu să detalieze un pic. În acest an sunt mai multe schimbări, iar cei de la AFM promit o simplificare a birocrației. Înscrierile se vor face pe site-ul AFM pe baza unui calendar în funcție de regiuni. De exemplu, pe 19, 22 și 23 mai se pot înscrie cei din zona București-Ilfov. Ultima din calendar este regiunea de vest, adică județele Arad, Caraseverin, Hunedoara și Timiș, 22, 23 și 26 iunie. Președintele AFM, Laurențiu Neculaescu. Cetățenii vor putea să se înscrie personal în platformă. Discutăm de o platformă extrem de simplă, unde trebuie să se înscrie doar cu o adresă de e-mail. În cazul în care mai au conturi la administrația fondului pentru mediu, pentru alte programe, aplicația va recunoaște contul respectiv
respectiv după adresa de e-mail și va primi după validare un e-mail în care îi se va spune că a fost încărcată solicitarea și are un număr unic de identificare aferent contului deja existent. Ce documente trebuie încărcate în aplicație? Actul de identitate, certificatul de atestare fiscală privind de obligațiile de plată către bugetul de stat, certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local și cartea funciară. Beneficiarul programului poate primi până la cel mult 20.000 de lei din partea statului, sub condiția suportării unei contribuții proprii de 2.000 de lei. V-am demonstrat în episoadele de până acum că putem reduce consumul de energie electrică sau de gaze naturale și prin câteva schimbări mici de comportament, dar și prin soluții tehnice. Dragi antreprenori, există date și studii care arată că anumite soluții tehnologice vă pot salva până la 40% din costul investiției. În episodul următor vom vedea cât de mult ne ajută tehnologia din 2023 să fim și mai eficienți energetic. Electripedia ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de Electripedia, o platformă Enel.